Bun găsit, dragi prieteni! Am citit un articol pe csid.ro legat de efectul exact numărat al lipsei consumului de legume și fructe pe parcursul unei zile. La modul general, făcându-se un studiu, nu am reținut unde, însă acest articol este publicat în csid.ro și îl puteți găsi acolo cu ușurință. Persoanele care nu mănâncă legume și fructe au un risc mai ridicat cu 20% de a dezvolta boli cardiovasculare. Ce înseamnă un consum bun, de optim, de legume și fructe pe parcursul unei zile? Înseamnă cel puțin 3 fructe și legume zilnic. Acum, la modul general, că nu să ne apucăm să luăm un cântar și să ne dea exact atât trebuie să mănânci în fiecare zi, e bine să păstrăm totuși niște limite în funcție și de ce gusturi avem. 3 fructe, fie că vorbim despre un kiwi, o banană mai mare sau mai mică, un măr, și 3 legume, un morcov, nu știu, o salată, o roșie, un ardei, un castravete și așa mai departe. Da, deci cel puțin 3 fructe și 3 legume pe parcursul unei zile. Acum, eu aș întreba, pentru că nu am reținut din acest articol și nu cred că era menționat, dacă în cazul legumelor vorbim despre legume proaspete, dar cel mai probabil era vorba despre legume proaspete și nu despre legume fierte sau gătite într-un anumit fel supuse termic. Da, eu cred că până la urmă e foarte important să mâncăm sănătos, fie că reușim ca pe parcursul unei zile să consumăm și 3 legume și 3 fructe proaspete, dar oricum ar fi, e important de știut, măcar așa, din punct de vedere psihic, este un motiv important de a ne schimba modul de viață, de a ne schimba stilul de a mânca și alimentația în general. Faptul că reducem apariția bolilor cardiovasculare cu 20% dacă reușim să ne păstrăm un echilibru. Echilibru înseamnă, în cazul dat, 3 fructe și 3 legume pe parcursul unei zile. Sunt nutriționiști care susțin o anumită proporție de legume și fructe, îi recomandă și semințe, recomandă și proteine, mai recomandă o grămadă de lucruri, dar asta este în funcție de fiecare. Eu cred că fiecare om sănătos și cu atât mai mult dacă nu este sănătos, trebuie să ceară sfatul medicului, un medic în care să aibă încredere și care să îl cunoască foarte bine și căruia să îi se destăinuie în ceea ce privește toate problemele lui de sănătate și stilul de viață, dacă face sport, dacă obișnuiește să bea multe lichide și ce anume lichide, dacă are vicii, fumat, alcool și mai departe. Ne revedem mâine dimineață, dragi prieteni, să fim sănătoși!